Ca părinte, alegerea între a pleca pentru a-i asigura copilului tău o viață mai bună din punct de vedere material și cea de a rămâne în țară pentru a-i fi alături zi de zi nu este deloc ușoară. Cu astfel de situații nu se confruntă doar România, însă la noi numărul de copii cu părinți plecați la muncă în străinătate este de-a dreptul alarmant. Unele studii vorbesc despre 300, chiar 350.000 de copii, iar instituțiile statului lucrează cu cifre care diferă dramatic. Statisticile Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului arată, pe de o parte, că avem 95.000 de copii în această situație, iar pe de altă parte, inspectoratele școlare județene raportează 159.000 de copii. Așadar, primul lucru pe care statul l-are de făcut este să identifice și să ia în evidență cu exactitate. Nu este însă suficientă doar cunoașterea statistică a numărului de cazuri. E nevoie și de o cunoaștere individuală din teren pentru a trece de la numere la nume. Nevoile speciale ale familiilor românilor din diaspora m-au determinat să susțin public inițiativa organizației Salvați Copiii România de a lansa Linia Verde în cadrul unui eveniment desfășurat aici la Palatul Cotroceni în 2015. Dar asistența în cazuri punctuale nu este suficientă. Întregul sistem trebuie regândit. Este nevoie de efort susținut, deoarece știm bine că în absența grijii părintești, copiii rămași singuri în țară sunt expuși la riscul lipsei de performanță școlară, la absenteism, la delicvență și chiar la violență, inclusiv cea îndreptată către sine, așa numitul sindrom Italia. Rănile afective sunt cele mai greu de alinat și în absența părinților, întreaga societate trebuie să se preocupe de situația acestor copii. O Românie educată și puternică nu are voie să-și ignore niciunul din copiii săi. Un vechi proverb african spune, "It takes a village to raise a child." Este într-adevăr nevoie de întreaga comunitate pentru a-i sprijini pe acei copii ai căror părinți sunt departe. Efectele mobilității internaționale sunt un element intrinsec din societatea de astăzi. România este o țară care s-a confruntat cu un exod foarte mare, așa cum bine se știe, foarte mulți copii au măcar un părinte care locuiește sau muncește în străinătate sau au fost lăsați în țară de ambii părinți. Este un fapt bine cunoscut, un fenomen bine cunoscut. Aș dori să salut eforturile președintelui Iohannis de a privi în această problemă mai îndeaproape, pentru că copiii sunt deținători de drepturi care trebuie protejate prin lege și deci prin reglementările dintr-o țară. Investiția în aceștia este un imperativ al drepturilor omului și trebuie să fie o prioritate socioeconomică. Reducerea sărăciei copiilor și ruperea ciclului de dezavantaj peste generații necesită o abordare integrată, concentrată pe copil și familia sa. Asta înseamnă identificarea și îndepărtarea barierelor structurale și combinarea prevenirii și sprijinului. Îmbunătățirea accesului la învățământ pentru copii încă de timpuriu și servicii pentru aceștia. Sprijin din punctul de vedere al veniturilor, alocații sociale pentru familie cu copii, încurajarea copiilor să participe la activități extrașcolare și la alte lucruri care afectează copiii, servicii sociale, îngrijiri alternative și așa departe. Îngrijirea copilului și protecția socială în general
sunt unul din principiile fundamentale ale Cartei Europene a Drepturilor Sociale, așa cum a fost anunțată de președintele Juncker în noiembrie anul trecut. Nu există o ierarhie a importanței între grupurile de copii. Toți copiii merită ca drepturile lor să fie protejate pe deplin, oriunde s-ar afla ei.